și să ne gândim acum ce se întâmplă cu femeile cu bărbații femei. Cine sunt bărbații femei pe pământul ăsta? Păi noi, ca să aducem un echilibru în balanță, noi trebuie să iubim acum bărbații femei mai mult decât bărbații bărbați. Noi trebuie să arătăm partea cealaltă a femeii bărbat, adică femeia feminină. Cum se va putea echilibra această lume dusă într-o deformare atât de puternic, încât fiecare, cumva o parte mare din numărul bărbaților, este atrasă de bărbați? Cum s-a putut ajunge atât de departe încât nevoia lui sexuală să nu se mai îndrepte spre partea sexuală feminină? Se îndreaptă spre partea sexuală masculină. Îți dai seama cât de puțin important pentru un bărbat ce are femeia jos? Îți dai seama care e importanța bărbatului între o femeie care este ascultătoare, care este supusă, care este blândă, care este mamă pentru copiii lui, și diferența dintre o femeie VIP, frumusețea pământului, business-ul lumii, iubită de lumea întreagă, și el nu-și dorește partea asta materială a chipului femeii materiale, a chipului femeii puternice bărbat. El mai bine caută o zonă sexuală care nu îl împlinește, dar îi dă satisfacția inimii, îi aduce iubirea inimii, îi pune în valoare existența. Pentru că inima lui e cea care caută în femeie partea opusă, care el nu o are. Puterea lui este în creier, în mușchi, în decizie. Inima lui este cea care caută ceva în partea opusă, în femeie. Iar când el se lovește de femeia mascul, nu găsește partea aceea sensibilă a inimii pe care el o caută și cu care el se desfată, cu care el își împlinește lumina lui, plăcerea vieții lui, fie ea sexuală, fie ea psihică. Pentru că un bărbat nu funcționează doar sexual. Nu. El funcționează psihic. El, ca să ajungă la o împlinire sexuală, la o motivație sexuală, la o dorință sexuală pe care el o tânjește, în afara mașinăriei sex, el își dorește satisfacția inimii, pentru că asta e femeia pentru el, împlinirea inimii lui, bucuria inimii lui. Tot ce vede în femeie, vede partea pe care el nu o are și cu care nu a fost înzestrat de Dumnezeu. Și ce privește el? La inima femeii, la blândețea ei, la frumusețea ei din dăruire pentru bărbat. Nu e supunerea aia obligatorie, nu e sclavagismul ăla din legile musulmane. Nu este o lege a pământului, o lege a legilor pământești. Este o lege a menirii divine care o are femeia și bărbatul o simte, o trăiește. Trăiește zi și noapte cu gândul la ea. Pleacă și vine de pe drumurile lui și de unde se întoarce, se întoarce cu gândul la ea. El ar merge și ar dormi aproape serile și nopțile peste tot în toate lumile, dar lumea lui e acolo unde e inima, acolo unde se îndreaptă inima și palpită inima pentru femeia lui. Și el caută în femei acea inimă și o caută în toate femeile. Și femeia îl consideră vinovat, îl înjosește prin modul în care el privește femeia pe stradă, cum îl prinde, cum îl urmărește, cum tot timpul el sub observația binocul femeii. El este într-o căutare a inimii femeii. Și dacă nu o găsește, o găsește în partea cealaltă, a bărbatului masculin, feminin, care suferă ca și el. Sunt ambii în aceeași demonstrație a vieții de lipsa iubirii a femeii umane. Ei doi, cei care se împerechează ca bărbați,
și au împlinit ceva ce n-au găsit în exterior decât în ei, în suferința lor. Ei se înțeleg, ei ajung la inimă și ei nu vor să mai fie terfeliți de femeie. Și azi așa și mâine așa și în două generații s-a ajuns să conducă lumea acești bărbați și vor fi puternici acești bărbați. Și știi de ce? Sunt mai atractivi decât femeia masculină. Sunt deosebiți. Ei oferă inima bărbatului bărbat de lângă ei și la bărbat este suficient, nu contează ce are în chiloți. Adică noi, femeile masculi, pline de putere, de succes, de înțelepciune, noi le știm, noi le dregem, noi le facem, nimeni nu știe ca noi, din măreția asta a nivelului nostru de a ne vedea la un nivel superior bărbatului, ca să punem în echilibru natura lui Dumnezeu, adică să nu mai mănânce viermii toate ființele de pe pământ, că noi am ajuns ca viermii aia care mănâncă tot și distrug. Acum, ca să punem în balanță, cum vedem noi femeile să ne întoarcem din acel unghi 390, unde am ajuns noi în vârful piramidei, să coborâm sub catacombe, sub orice nivel al minții noastre, sub toate nevoile noastre, într-o slujire divină, să aducem în valoare bărbații pierduți, bărbații femei, homosexualii și multe alte aspecte ale vieții bărbaților decăzuți. Că nu doar cei care s-au decăzut sexual sunt o problemă, ci și cei care sunt în dependențe, dependența de droguri, dependența de alcool, dependența de pornografie, dependența de orice lucru care nu și-l dorește, dar și-l dorește pentru ca să-și ascundă viața tristă care o are. Încearcă să o caute în tot felul de lucruri care îi dau dependență și e plin drumul de suferință și ne uităm la bărbați și îi desconsiderăm, învinuindu-i pentru viața care o duc. Și noi călcăm pe capul lor și ne facem tot mai mari, considerând că avem acest drept. Ne-am îndreptățit o putere că, prin faptul că noi ne considerăm mai inteligente, prin faptul că noi trebuie să deținem puterea acestei lumi, pentru că ei nu sunt capabili să o dețină. Și uite că dacă ne uităm la cheile cele mai importante care le-a creat politica, cheile cele mai importante sunt niște femei puse în față acolo, niște mașinării care sunt manevrate de alte butoane, că nu după mintea lor au ajuns acolo. Dar ca să vedem în ele exemplul nostru, toate sunt puse la niște butoane care îl zdrobesc capul bărbatului. Și atunci cum? Nu suntem șarpe? Nu știu. Fiecare trebuie să știe ce-i cu ea și cum e cu ea și care-i menirea ei și ce-ai realizat într-o viață, câți ani ai, dai 20 de ani, ce-ai rezolvat într-o viață de 20 de ani, în afară să asculți o familie care se ceartă, care îți pune în fața ta un exemplu despre viață, care te programează să fie ceva ce tu vrei sau nu vrei, sau știi sau nu știi, și ești acolo în Matrix. Cum vezi viața în continuare cu bărbatul care și-a pierdut bărbăția? Cum putem noi să luminăm această întunecime a pământului pe care noi o numim bolnavă, o zonă bolnavă a bărbatului și îl vedem și mai mic și îl catalogăm și mai mult? Și de ce ei trebuie să fie până la urmă acceptați de lege? Ca să ne dea peste nas și să ne arate că normalitatea e aia. Da. Pentru că puterea stă în bărbat, chiar dacă el nu mai simte atracție feminină. Puterea oricum este în capul lui, nu este în chiloții lui. Puterea lui Dumnezeu se manifestă la nivel de suflet, nu la nivel de act sexual. Și uite cum stăm în judecată cu lumea întreagă
și nu acceptăm bărbații care nu mai sunt bărbați, ei vor să fie femei prin ceea ce ei se exprimă, fizic, psihic, sexual. Cine sunt acești bărbați? Păi acești bărbați ne reprezintă pe noi, femeia, bărbat. Noi vrem să avem puterea masculină, noi vrem să avem toate lucrurile bărbatului, toate drepturile lui, dar și puterea lui. Și ce devenim? Păi devenim ca și ei. Ei devin bărbați fără femei, fără bărbați, și noi devenim bărbați fără femeie. Și nu s-a inversat pământul și polii lui? Păi ce s-ar întâmpla dacă nordul s-ar muta la sud și sudul la nord? Păi s-ar cutremura toate planetele, tot universul. N-ar mai fi echilibru nicăieri, până la Pluto. Dacă s-ar muta soarele în locul lunii sau noaptea în locul zilei, care ar fi efectul pe pământ? Păi exact asta se întâmplă între noi oamenii. Păi de-aia se zguduie pământul. Și se zguduie din toate puterile, toate împărățiile, toate ființele simt zguduitura asta. Știința se ocupă de ce se întâmplă pe pământ, că piere pământul. Păi piere pământul, piere rasa umană. Și asta aduce o tristețe, o durere la nivelul sufletului, și sufletele noastre sunt unite și toate împreună strigă ajutor. Doamne, salvează-ne! Și atunci vine salvarea. Vine așa cum vrea Dumnezeu, nu cum vrem noi. Ca noi, femeile, bărbați, să ne recunoaștem în ceea ce am devenit, harta noastră de a ne orienta în acest spațiu numit viață, pământ, nevoi, este bărbatul feminin. El ne reprezintă pe noi. Acel handicap pe care noi îl considerăm bolnav este în noi, iar acești bărbați ne reprezintă, arată fața noastră din interiorul nostru. Dacă ne uităm la ei și ne întoarcem privirea în noi, ne vedem exact în oglinda lor. Ei sunt oglinda noastră. Și femeie, bărbat, cred că suntem 90% din femei. Nu cred că este o femeie care are o supunere divină bărbat, nu cred că este o, nu cred că sunt multe femei care au o supunere bărbatului din prisma unui unghi divin, dintr-o prisma al unei gândiri divine. Unele se supun prin forță, prin bătaie. Unele se supun pentru că sunt materialiste și urmăresc scopuri materiale. Altele se supun pentru că conțin boli și au nevoie de ajutorul lor, omul din dreapta lor. Altele au principii prin religiile pe care le au, că nu ai voie să divorțezi și trebuie să te supui, dar ele sunt femei bărbați care supun lumea întreagă la picioarele lor. Altele sunt femei bărbați pe față, așa cum sunt eu, și nu-și dă seama, dar niciuna nu ne dăm seama că la nivelul nostru, la fiecare, în dreptul fiecăruia, noi controlăm lumea. Controlăm lumea fiecăruia, lumea noastră, fiecare își controlează lumea ei. Și la nivel mondial s-a format așa o putere de o energie, la o vibrație joasă, încât vibrația asta are putere. Vibrația asta duce omenirea spre ceva, spre autodistrugere. Și în toată escapada asta, aventură vieții, nu ne distrugem doar pe noi, că totul se întâmplă la un nivel mult mai mare, la nivel de generații, în două generații s-a ajuns într-o autodistrugere, că totul este în pericol. Bun, în cât timp mai putem prevedea noi un viitor până la sfârșitul real al vieții sau al pământului?
poate fi foarte repede, pentru că tot ce am crezut că vine într-o sută de ani s-a întâmplat în 3 ani. A venit un virus, bing, bang, și pe toți ne-a pus în casă să ne întâlnim femeia cu bărbatul, să ne vedem fețele interioare, să vedem cum suntem în realitate cu adevărat, pentru că în libertate ne jucăm roluri și ne obținem tot ceea ce ne-am propus. Dar închiși în casă, femeie, bărbat, copil, unul cu celălalt, și-a dat seama de fiecare de neputința lui, și-a dat seama de măștile enorm de multe pe care le-a folosit toată viața și nu-i mai funcționau. Fiecare om s-a văzut într-o umilință de forță majoră, supunându-se celuilalt. Și asta nu a mai plăcut nimănui. Oamenii, după ce au ieșit din COVID, în loc să se facă mai buni, mai uniți, mai... chiar dacă au descoperit că totul este o manevră de manipulare înspre a-și pierde omul drepturile, cu toate astea, el, în loc să se unească cu cel de lângă el, să formăm cumva o putere de regenerare, de îndreptare, de a ne părea rău de lucrurile care nu le-am făcut după voia lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat după această escapadă, închisoarea COVID-ului? Păi ce s-a întâmplat? Oamenii au devenit și mai împotrivitori, și mai neîncrezători unii în alții, și mai vânzători de țară și de neam, și mai multe divorțuri, și mai multe probleme psihice. Ce s-a întâmplat? Ce ne arată nouă această față? Cine suntem noi legat de celălalt om, fie el bărbatul, femeia de lângă noi, copiii noștri, vecinii noștri, omenirea întreagă? Și ce ne mai arată această față a COVID-ului? Pentru că în loc să vedem iubirea lui Dumnezeu și să se întâmple o unificare a sufletelor, a oamenilor, s-a întâmplat inversul. S-a întâmplat divizarea oamenilor și a sufletelor. Deci în ce a dat și în ce a lovit și ce a crăpat. Ce face școala iubirii în acest moment legat de această divizare? Ce ne spune? Că doar dorind, privind pe celălalt de lângă noi, putem să găsim menirea, împlinirea noastră proprie. Deci, cât timp fiecare își caută binele lui propriu, va găsi pe celălalt din fața lui ca dușman, ca luptător, ca prădător. Și suntem acolo cu multă nevoie de a prăda, dorind să ne apărăm, suntem într-o mișcare de atac. Ce apărăm? Pe cine apărăm? Fiecare își apără materia, conceptul, religia, fiecare își apără modul prin care el vede lumea, dreptatea, adevărul lui personal, fără să îi pese că cineva poate să moară din cauza asta. Așa cum este de fapt războiul real din Rusia. Așa suntem la nivel personal, fiecare cu războiul lui propriu. Ce a adus acest război lângă granița noastră? Războiul nostru interior, războiul de a cuceri materia, umblând toți românii pe fața pământului, abandonându-ne copiii, lăsând pe mama pământ și mama
doică și mama bunică și mama soră să se ocupe de mădularele noastre, ni le-au rupt. Ni le-au rupt. Umblăm fără picioare, umblăm fără mâini, umblăm pe la doctori, umblăm pe la tot felul de instituții în care, în loc să ne îndreptăm spre Dumnezeu, ne ducem spre un alt handicap și neputință, medicină, care să rezolve problemele noastre care le-am creat tot noi și care doar noi le putem rezolva prin întoarcerea la Dumnezeu, prin metodele astea ale școlii iubirii, de a-L privi pe celălalt cu iubire, de a face pentru el, de a-L apăra pe el într-o formă a iubirii. Nu trebuie să-L aperi ca în forma neputinței. Nu trebuie să devenim salvatorii nimănui. E suficient să-L iubim și El va avea puterea să se apere. La rândul Lui, prin iubire, dăruind. Și atunci ce s-ar întâmpla la nivelul planetei? Despre asta e școala iubirii. Despre a fi supuși într-o formă a lui Dumnezeu. Pentru că supunerea noastră gândită, percepută de minte, nu este posibilă. Nu există cum să supui femeia. Nu există o supunere în mintea ei. Ea e deasupra și dacă pierde. Dacă o legi de mâini și de picioare, mintea ei a câștigat. Și își va duce lupta până la moarte. Mintea ei nu renunță. Chiar dacă pierde. Pierde cu tine, dar va câștiga cu încă 10. Și așa e la tot nivelul suprafeței Pământului. Titlul multor binarii este Ce vrea bărbatul, ce vrea femeia, când de fapt ei nu știu ce vor. Eu văd cumva cum sună o realitate, ce poate bărbatul și ce poate femeia. Ce mai pot să facă ei? Ce a mai rămas de capul lor? Dar sună bine oricum, pentru că descriu lucruri minunate, dureroase, lucruri triste, lucruri, oricum ar fi ele, sunt perfecte, pentru că sunt scoase la lumina lui Dumnezeu și tot ce este la întuneric și iese la lumină, înseamnă vindecare. Înseamnă o pornire de regenerare, în primul rând a minții. Și apoi celelalte vin cumva într-un echilibru cu Dumnezeu. Școala iubirii face asta. Școala iubirii este acel punct de întâlnire la mijloc. Unirea polilor. Unirea răului cu binele, unirea întunericului cu lumina, unirea cerului cu pământul. Și când ajung toate la mijloc, formează iubirea aia divină, unificarea, îndrăgostirea sufletelor, plutirea. Cu acești bărbați femei, eu cred că televiziunile și mass media se chinuie să nu-i pună la înaintare. Eu cred că foarte mulți, nu știu, directorii de televiziuni, de tot felul de oameni care conduc tot felul de mass media, ar vrea să nu prezinte aceste știri, chiar și în defavorul material. Dar vine cu putere, vine și aduc mulți bani aceste știri, pentru că sunt foarte vizionate și foarte multe ratinguri.
Vine Dumnezeu și împinge în fața această imagine, chiar dacă mulți nu o doresc acolo. Eu cred că nu e suficient de expusă. Cred că în timp va fi tot mai puternic expusă ochilor noștri, cu care va trebui să ne obișnuim și să ne lingem rănile. Acești bărbați sunt rănile noastre pe care noi nu le acceptăm și cu care nu vrem să ne adaptăm și nu vrem să acceptăm cumva că le avem în noi. Cu orice rană, cu orice durere fizică, cu orice boală te duci la medic. Unde să mai mergem noi, femeile, bărbați, cu aceste răni interioare, oglinzi, care ne reprezintă în exterior? Bărbații, femei, ei sunt. În tot ceea ce privim, dacă ne uităm într-o vitrină când treci pe trotuar, cauți să vezi acolo în vitrină un pantof, dar îți vezi fața, îți vezi umbrele. Și de obicei când ne uităm în oglindă, căutăm să ne vedem în oglindă obișnuită dimineața. Căutăm să ne vedem defectele, să vedem cearcănele, să vedem punctele, să vedem părul alb, să vedem cum le putem masca, acoperi și să trăim cât mai în pace cu noi, cumva, și din punctul ăsta de vedere al modului de a arăta bine. Așa că ne uităm în oglinda sufletului și suntem sinceri cu noi, femeile, bărbați, privim acești bărbați, femei, care sunt exact fabricarea minții noastre. Sunt nașterea noastră mentală, copilul nostru mental. Sunt rezultatul războaielor noastre pe pământul ăsta. Și dacă ne uităm bine la ei, peste 30 de ani, poate nepoții noștri sunt urmașii lor, sau poate chiar unii dintre copiii noștri, cu care nu știm să ne comportăm, nu știm să îmbrățișăm, în continuare le arătăm lipsa de iubire, pedepsindu-i, transformându-i tot mai mult în ceea ce ei nu pot să fie, în ceea ce ei nu vor să fie, în ceea ce ei nu sunt nativ, dar devin prin modificarea lor hormonală. Pentru că totul ce se întâmplă la nivelul lor fizic este printr-o informație percepută de ei, a lipsei de iubire de la părinți și la societate și mai ales a femeii, rateurile cu femeile în dragoste, îi îndreaptă spre acea neputință mentală și fizică care are efect în fabricarea hormonilor lui masculin. Și se transformă totul la nivelul ăsta mondial, femeie, bărbat, bărbat, femeie, minunăția vieții, conceptul vieții, rezultatul vieții pe pământ, dăruirea vieții, fericirea vieții, importanța vieții, importanța omului trup pe pământ. Este inversul. Lipsa de iubire a adus aici. Școala iubirii ne învață cum să redresăm această mare cumpână care a căzut din cauza lipsei de Dumnezeu, din cauza iubirii între oameni.